Salutare și bine te-am găsit! AliExpress este una dintre platformele de shopping online cu prețuri mici și foarte mici, dar cu produse de cele mai multe ori de o calitate foarte scăzută. Poate că ai auzit de acest site sau poate că nu. Pentru cei ce nu au auzit de AliExpress, pot să vă spun că veți găsi acolo cam tot ce vă poate trece prin cap, de la electronice și electrocasnice, la bijuterii, ochelari de soare ieftini, cosmetice, haine, genți, produse pentru copii, articole și aparate pentru sport, produse pentru animale și multe, multe altele. Site-ul poate fi accesat atât de pe desktop cât și de pe mobil. Dacă veți dori să cumpărați folosind aplicația mobilă, veți descoperi că produsele beneficiază de o reducere suplimentară. Pe site, produsele au un preț, pe aplicația mobilă au alt preț. Produsele se comandă online și ajung în România în aproximativ 2-8 săptămâni, dar au fost cazuri în care am primit o comandă și după 10 zile. Deci, te sfătuiesc să încerci. Puteți plăti online cu cardul bancar sau prin transfer bancar, ori prin Western Union. AliExpress se laudă că oferă tuturor clienților sisteme de protecție a cumpărăturilor, adică n-ați primit comanda în perioada specificată de vânzător? Puteți solicita să vi se returneze toți banii. Produsele comandate nu sunt conform descrierii de pe site? De asemenea, puteți solicita să vi se returneze total sau parțial banii. Ce trebuie să faceți dacă ajungeți în situația în care nu ați primit produsele comandate sau produsele nu sunt conform descrierii de pe site? Contactezi vânzătorul, deschizi o contestație referitoare la produsele pe care le-ai primit sau nu le-ai primit, deschizi o contestație referitoare la calitatea acestora. Dacă nu ești mulțumit de soluția pe care vânzătorul ți-o propune sau ai impresia că ai fost neîndreptățit, poți trimite contestația către AliExpress. Asta doar dacă afișezi dovezi referitoare la produsele recepționate sau prin care să ateste că nu ai primit produsele comandate. Bineînțeles că vânzătorul poate contesta și el ce ai scris sau poate că se va oferi să-ți returneze o sumă modică înapoi în cont. De regulă, dacă produsele nu ți-au venit, primești toți banii înapoi. Asta dacă îi ceri pe toți. Iar în cazul în care un produs nu ți-a venit conform deschiderii de pe site sau a avut lovituri în urma transportului, poți solicita să ți se returneze o parte din bani sau chiar pe toți, dacă ai noroc, chiar ți se oferă toți banii înapoi. De regulă, dacă deschizi o dispută, dar restituirea banilor a fost efectuată, există posibilitatea ca produsul să ajungă la tine după o lună, două, trei de la primirea acestor bani. Atunci este opțiunea ta dacă îl poți informa pe vânzător, dar totuși ar fi frumos să-l informezi, pentru că sunt produsele lui și el cu asta trăiește. Știți, zica la aia, suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri ieftine, este foarte adevărată. Dacă vrem să cumpărăm lucruri ieftine, este important să ne asumăm riscul de a plăti bani suplimentari pe reparația acestora, să ne asumăm riscul că putem primi produse de proastă calitate sau mai rău produse defecte. Știu, veți zice că și în magazinele din România găsim produse cumpărate probabil tot din China, dar măcar le putem vedea, putem să le testăm, primim garanție pe ele, putem să le returnăm și să ne primim banii înapoi. Mult mai simplu decât așteptăm după AliExpress. Desigur, și pe AliExpress există o garanție, dar pentru a beneficia de aceasta trebuie să trimiți produsul înapoi în China și totuși, ai stat două luni după el să-l trimiți înapoi, ai face acest lucru? Acum e opțiunea ta dacă vrei să comanzi sau nu după AliExpress, eu unul o voi face în continuare. Mi se pare mult prea interesant și prețurile sunt mici în comparație cu prețurile pe care le găsești în țară la noi. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept să mai revii pe aici.